Cartierul Rodna are nevoie de mai multe lucruri pentru ca oamenii de aici să beneficieze de tot confortul. La Asociația de Proprietari din zonă, cele mai multe sesizări au fost în legătură cu străzile secundare din cartier care sunt pline de gropi. Printre cele mai mari care ne deranjează și pentru care avem cele mai multe intervenții ale oamenilor și reclamații, cum ar fi reparația străzilor secundare din cartier, au atâtea gropi. Asfaltul este inexistent acolo pe unde s-a turnat cu mai mulți ani în urmă, iar altele care sunt în pantă, în partea de sus, la blocurile fără soț și care au fost din beton, betonul acela prin îngheț de ghes s-a deteriorat foarte tare și în prezent sunt foarte, foarte denivelate și cu beuri și oamenii care au mașini se plâng foarte tare. O altă problemă stringentă este canalizarea și rețeaua de apă. Din cauza vechii structuri, mai mereu există probleme în ceea ce privește înfundarea pe alocuri sau chiar totală a canalizării. Acest fapt duce în cele din urmă la cheltuirea unor sume de bani importante pentru degajarea lor. O bună parte, aproape jumătate, ne este canalizare defectă. Se înfundă foarte des, chemăm Aqua Serv de 2 ori pe săptămână și alte ori vine și de 3-4 ori că nu poate desfunda. În special iarna. Mai avem probleme cu porțiuni care sunt înfundate complet, în spatele blocului 20, de exemplu. Acolo s-a promis că se va face 2 cămine și, bineînțeles, refacerea canalizării. Avem mari probleme și cu instalațiile de apă, se sparg des pe drumul principal. Administrația locală cunoaște fiecare problemă în parte. Soluția, ca și în cazul celorlalte cartiere, vine prin accesarea unui credit pentru ca lucrările să poată fi demarate în cel mai scurt timp posibil. În cartierul Rodnei, prima lucrare care se va face va fi reabilitarea rețelelor de canalizare, având în vedere faptul că cetățenii din acest cartier și nu numai ei s-au plâns de problemele care le au în momentul când plouă sau indiferent ce se întâmplă în cartier, apar anumite probleme cu aceste rețele. Și după aceea se vor executa lucrările de amenajare a căilor de acces rămase, a trotuarelor, a parcărilor și a spațiilor verzi. Pot să vă spun că valoarea acestor lucrări, conform studiilor de fezabilitate, va fi de 1.301.635 de lei. Se vor reabilita 7.803 m² de alei și 3.299 de m² de trotuare. Prin intenția autorităților de a demara mai multe lucrări de amploare în 3 cartiere importante din municipiul Reghin, confortul și infrastructura vor fi la un nivel înalt. Chiar dacă unii consideră că nu ar fi oportun momentul de față pentru accesarea unui credit, important este că majoritatea cred că acum este clipa în care ceva trebuie făcut pentru reghineni.